Adresa primită recent de la Ministerul Transportului și Infrastructurii ne confirmă faptul că finanțarea variantei ocolitoare a Municipiului Mediaș se va face prin fonduri europene, prin programul operațional transport 2021-2027. Până în acest moment am parcurs unele următoarele etape. Astfel, am încheiat. Un contract pentru actualizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții varianta ocolitoare a orașului mediaș, PDN14. 2. În acest moment, proiectantul a definitivat variantele de traseu din studiul de fezabilitate, urmând a se obține avizul tehnic de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Estimăm că finalizarea și aprobarea actualizării studiului de fezabilitate se va face pe parcursul anului 2022.